Bună seara, stimați spectatori, care de obicei ora 18, ora adevărului, care de obicei la această oră dezbatere electorală, pentru că mai sunt puține zile până la alegeri. Mai avem câteva zile până duminică, când cu siguranță vom ieși să ne votăm viitorul președinte pentru următorii 5 ani. Sigur, o să mergem, să zic așa, pentru prima tură sau în primul tur, pentru că după aceea, după două săptămâni, va exista cu siguranță și turul al doilea. Noi încercăm să aducem reprezentanții, dacă nu reușim să aducem candidații, măcar reprezentanții lor. Bine, nici televiziunile naționale se pare că nu reușesc să-i strângă, să-i adune pentru o dezbatere, dar cei care îi reprezintă știu aproximativ programul, planurile celor care doresc să devină președinte al țării. Avem alături de noi astăzi din partea USR Plus și susținătorul candidatului Dan Barna pe Radu Panait. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație! Din partea Partidului Național Liberal și susținătorul candidatului și actualului președinte Klaus Iohannis, Otto Nagy. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc de invitație! Și din partea PMP și susținător a candidatului independent Teodor Paleologu, îl avem pe Narcis Micle. Bună seara! Bună seara, mulțumesc! Bine ai venit! Așadar, stimați spectatori, cu ei vom discuta în această seară despre candidații pe care îi reprezintă, despre prezidențiale în general, despre această campanie electorală care, iată, se apropie de sfârșit, dar a trecut așa oarecum neobservată, dar ca de obicei ne facem mai întâi rolul de emisiune informativă cu principalele titluri pe care le-ați citit și le puteți citi în ziarul de mâine. Gripa porcină africană lovește din nou județul. Eu nu mai știu ce să zic cu gripa asta, tot pe noi ne lovește și ne lovește din nou. Și mai e un pic și vine Crăciunul, nu? Sper că nu o să, într-o măsură o să afecteze, pentru că, vă dați seama, târgurile vor fi închise, nu se vor mai putea cumpăra porci din târguri, pentru că e acea perioadă de care vorbea directorul DSV Nicolae Dumuța, de acea perioadă de carantină în care e interzis mobilitatea animalului, e interzisă, și atunci să vedem, nu știu cum ne va afecta. Se cumpesc porcii sau, mă rog, producătorii vor avea probleme în vânzarea lor. O să vedem. Sigur, și aici pe teoria conspirației era că această gripă, de fapt, e oarecum indusă așa să ne lovească pe noi economic și să luăm din altă parte carnea de porc. Nu putem ști sigur. 100 de gropi ilegale de gunoi depistate în județ. Asta este o mare problemă. Dacă vedeți și prin oraș, foarte multe locuri transformate așa, oarecum ad hoc, în depozitare de gunoaie. Am și unul în vecinătate. Până la urmă, sigur, firma de salubrizare, ca firma de salubrizare, primărie ca primărie, dar și civilizația oamenilor lasă de dorit, pentru că până la urmă de ei depinde, de noi toți. Și asta, eu zic că doar cu măsuri coercitive se va putea rezolva, cu amenzi din alea mari, atunci nu văd altfel. Din păcate, numai așa putem fi educați. Proiecte ale primăriei Medieș, protest la Vămi. Iată că șoferii români au ajuns la capătul răbdărilor și amenință cu proteste de amploare Vămile. Ci că poliția de frontieră a vecinilor noștri este foarte drastică și chițui bușară la aceste treceri. Acum, până la urmă, aici mă consult și cu invitații mei, sigur, soluția ideală ar fi intrarea în Schengen. Da, evident, soluția ideală ar fi intrarea în Schengen. Din câte am înțeles, pentru problema cozilor din Vămi, actualmente se fac verificări la fiecare mașină dacă au amenzi, dacă amenzile sunt plătite, dacă au circulat fără taxă de drum în țara vecină.
Cu toții știm că taxele de drum se pot achiziționa din benzinării, iar pe autostrăzi există radare. Acum, evident că trebuie să existe niște măsuri de prevenție a accidentelor pe autostrăzi, însă probabil și guvernul maghiar ar putea să ia anumite măsuri și de informare și de plăți a amenzilor pe internet sau verificarea autoturismelor dacă au fost înregistrate. Da, să meargă un pic mai repede treaba cum da, a venit. Da. Și nu să aplice direct măsuri din astea drastice de a verifica fiecare om ca și cum ar fi fiecare un posibil amendat. Dar evident asta a fost alegerea lor, probabil pentru că au ales cea mai simplă variantă pentru ei. Din păcate, cum am zis, pe noi ne afectează, însă probabil cu un pic de colaborare între cele două guverne, această situație va fi rezolvată în cel mai scurt timp. Domnul Nagy, care e opinia? Cum se poate rezolva? Schengen ca și soluție, dar din păcate, datorită unei guverne dezastroase care a pus justiția pe chituci, raportul NCV fiind dezastros, încă mai trebuie să așteptăm. Singura soluție ar fi găsirea între cele două guverne, o soluție acceptabilă de ambele părți, astfel încât și partea maghiară să-și poată să-și facă acele verificări mai fluent, respectiv și cei care părăsesc teritoriul României să fie procesați cât mai repede ca să ajungă și să nu există aceste cozi, până la urmă, interminabile, care da, ar trebui să nu mai caracterizeze. Probabil că între țări ar trebui un acord, da. Că asta cu Schengen, guvern, neguvern, olandezii nu ne vor, e clar. Olandezii vor constant, acolo sunt interese economice care ne depășesc. Bun, să vedem dacă guvernarea PNL va rezolva acest lucru. Dar eu zic că nu ține de guvernare, ține de să le dăm la olandezi portul Constanța. Domnul... Cel mai preferabil ar fi să intrăm în Schengen, dar hai să fim serioși, nu suntem acceptați, nu suntem acceptați de olandezi, da. Eu sper ca europarlamentarii să rezolve problema asta cu intrarea în spațiul Schengen, pentru că în Parlamentul European, prin negocieri, pentru că asta tot constă în negocieri, să le impună olandezilor această problemă din coace cu amenzile și cu asta. Problema este pentru oameni, pentru timpul pe care îl stau, dar problema este și economică, pentru că sunt afectați transportatorii care, din păcate, pierd timp și primesc sancțiuni. Deci aici e marea problemă. Eu sper ca noul guvern să reușească să... Implicit bani. Timp și bani și penalități, din păcate. Sper ca noul guvern să reușească să găsească o soluție de colaborare mai bună, pentru că asta e vizibil, nu este colaborare între cele două ministere, pentru că aici ministerele de interne ar trebui să fie implicate și de la noi și de la partea maghiară. Sper că se găsească o soluție, o altă soluție ca să poată să deblocheze această situație. Da, vom trăi și vom vedea editorialul semnat Dumitru Păcuraru în Informația, sigur, cu încă 3 zile de campanie. O campanie, și fac acum și paranteza, care, iată, se apropie de sfârșit, dar nu prea a fost simțită, resimțită. Cum? Adică, nu știu, cum se vede din interior, din interiorul partidelor. Adică, cei care ați trecut mai ales prin mai multe campanii, o simțiți de anvergura celorlalte? Tu ești pentru prima dată într-o campanie electorală. Nu, am mai făcut încă în campania de europarlamentare. Așa. Deci a doua campanie. Bun, ești la începător în ale campaniei, cum ar veni. Cum ți s-a părut din punctul tău de vedere? Aici aș putea să fac o paralelă între cum am văzut eu o campanie în care nu am fost implicat, de exemplu campania din... cealaltă campanie de prezidențiale sau restul campaniilor de parlamentare ori locale și cum văd acum efectiv fiind implicat în fiecare proces al campaniei. În trecut am avut, nu știu, ghinionul, să-i spun așa, să avem orașul plin de bannere, care mie personal mi s-a părut deranjant. Să văd afișe care rămâneau mult timp după încheierea campaniei. Pe copaci, pe
pe clădiri, adică în locuri total neadecvate pentru a fi baricadate de afișe electorale. Probabil atunci treaba era oarecum mai ușoară, pentru că se mobiliza un grup mare de oameni, puneau afișe peste tot și era evident că suntem în campanie electorală. Însă noi acum, ca și partid la nivelul Alianței USR Plus, a trebuit ca să depunem efortul de a merge, de a sta în stradă dimineața, după masă, dacă a fost vreme rea, să căutăm alte activități pe care să le facem și să discutăm cu oamenii. Din punctul meu de vedere, ar fi fost mai ușor dacă ar fi fost o lege mai permisivă în ceea ce înseamnă afișajul electoral, însă eu ca și cetățean nu aș fi fost sau nu sunt neapărat de acord cu așa ceva. Am fost câteva zile cu Dan Barna prin județele din Ardeal și am văzut efortul care se depune la nivel de campanie, de a avea un program foarte strict, de a încerca să vizităm cât de multe locuri cu putință, de a vorbi cu cât mai mulți oameni, de a asculta, de a le înțelege care sunt problemele. Deci munca este o muncă titanică. Noi, ca și Alianța USR Plus, ne fiind niciun grup foarte mare, vă dați seama că practic nu putem să acoperim cât ne-am fi dorit să acoperim sau să ajungem în toate localitățile în care ne-ar fi plăcut să ajungem. Da. Însă am încercat să fim prezenți cam în toate mediile. Cum am spus, cu timp sacrificat din timpul familiei, din timpul liber sau chiar de la muncă, unii colegi chiar și-au luat concediu, alții au venit din străinătate și-au luat concediu, au venit din străinătate ca să contribuie la această campanie. Este o campanie destul de grea, din păcate dezbaterile politice nu ne-au ajutat, dar să sperăm că încă mai este timp pentru... Da, o să vedem. Domnul Nagy, a trecut prin mai multe campanii. Cum e această campanie? Cum vi se pare? Raportat o campanie obișnuită, nimic nou sub soare. Nu există acele campanii mari, sumptuoase, cum erau în trecut, înainte de 2016, având în vedere și modificările legislative. Din păcate, ceea ce eu am observat, acum colegii mei pot să mă conteste, chiar am fost prezent foarte, foarte intens prin toate colțurile județului, târguri în special, unde există un număr mare de persoane cu care se poate vota și alte asemenea activități. Prea am văzut partidele celelalte să se fi implicat la cel puțin numărul nostru de participanți, pentru că fiecare grup care făcea campanie în județ din partea Partidului Național Liberal nu avea sub 10 persoane. Am asistat o constatare. În rest, așa, cum a spus și colegul de la USR, având în vedere anumite limitări legislative, începând cu 2016, campaniile se duc într-o oarecare măsură mult mai nespectaculos, deci nu mai există acele mașini cu megafoane, balonașe și tot lipitor felul de lucruri. Lipitor de afișe. Și atunci fiecare partid își duce campania în limite sau ștergând un pic limita legală, astfel încât să atragă atenția asupra candidatului său. Noi am preferat acele manifestări care există prin târguri, door-to-door-urile tradiționale, unde un număr mare de persoane, ca să simtă populația că Klaus Iohannis are susținere, a luat contact cu cetățenii, au discutat, au împărțit tradiționalele pliante și în așa fel credem noi că am reușit să aducem candidatul nostru ca și favorit pentru turul întâi. Da, Narcis, și tu ai trecut prin campanii, una la mână, a doua la mână, poate în cadrul candidaților genul pe care îi susțineți voi, aveau nevoie sau au nevoie de o campanie mai intensă pentru notorietate, pentru că e foarte importantă în alegeri. Poate că din acest punct de vedere ați fost dezavantajați, că nu se mai pot face acele campanii mai agresive, să zic așa. Cum a fost? Putem să spunem, da, am fost dezavantajați, dar pentru cetățean e bine că s-a schimbat în 2016 legislația.
Deci chiar e bine. Pentru că înainte era, efectiv erau terorizați de toți și de toate. Acele megafoane, acele gălețe, acele umbrele. Nu, mie îmi plăcea chestia cu lipitor și dezlipitor de afișe. Că mă gândeam, hai să fim sinceri, că acum cunoașteți costurile. Sunt niște afișe care supun niște costuri. Adică bagi niște bani ca să le lipești, după aia unii le dezlipesc peste. Sau, dar problema era alta. Până la urmă îți băteai joc de niște bani. Deci problema era alta. Rămâneau 6 luni, 8 zile pe toți stâlpii și era deranjul. Mai era cu, nici nu mai știu, cu ponta. Era deranjul care era. Problema este alta. Deci este lipsa de dezbatere între candidați. Deci acolo e marea problemă. Asta e o problemă. Deci noi pe de care... o lună de zile, paleologul de o lună de zile roagă toți candidații să încerce să facă o dezbatere. A primit promisiuni, în afară de Kelemen Hunor, cu nimeni nu s-a întâlnit în nicio dezbatere. Alegerile prezidențiale sunt altceva, nu sunt alegeri locale, nu sunt alegeri parlamentare. Deci aici e marea problemă, lipsa de dezbatere. Deci n-a fost o dezbatere în istoria României de 30 de ani de postdecembristă, nu a fost niciodată ca în turul 1 să nu avem o dezbatere. Nu, nici acum 5 ani în turul 1 n-a fost în turul 1. Numai în turul 2. Dar asta reclamă foarte mulți colegi de-ai mei și din presa națională, faptul că nu se fac aceste dezbateri. Evident, dezbateri care sunt în detrimentul candidaților bine plasați, începând cu președintele Iohannis, Viorica Dăncilă, nici ei, nu cred că îi convine o dezbatere numai în eventualitatea care aveau cu Iohannis. La Dan Barna probabil ar conveni acum, în acest moment, o dezbatere, pentru că e clar, într-o dezbatere, de obicei, cel mai slab cotat, dacă poate să puncteze. Dacă poate să puncteze, poate să ia niște procente de la cel mai bine contat. Aia e clar. De aceea nimeni nu-și dorește dezbateri, de exemplu, cu, nu știu, că nu-i cunosc pe toți candidații, un obscur de ăsta. Deci nimeni n-ar vrea o dezbatere cu, ci pe cine să zic, pe Ivan. Nu? Da, da. Nu vrea nimeni dezbatere cu Ivan, că ce câștigă. Corect, și... între partidele parlamentare care iau subvenție. Să existe între candidații lor, era corect, era respect față de cetățean, să se facă cel puțin o dezbatere. Așa era, poate cine știe. Era corect, pentru subvenția deși, aia, pentru... Nu știu. Haideți să vedem încă câteva titluri și după aceea să trecem la tema emisiunii, că și așa am tot vorbit în campania asta de toate, numai de prezidențiale n-am vorbit, cu toate, vânzolelile politice care au avut loc. Deci, iată, despre secții, o să puteți citi în ziarul de mâine, iar tot în ziarul de mâine o să aveți și... listele cu secțiile de votare, adică să vă puteți orienta, să știți în funcție de zona unde stați, la ce secție puteți merge. Mă, nu știu, vă întreb că e cam același număr de secții de votare, nu cred că e mai... Cu europarlamentele, da. Cu europarlamentele, da. Cu cele de la europarlamentare, da. Așa. Aveți reprezentanță în secții de votare. Da. Cu toții, nu? Da. Nu știu care e modalitatea la candidați independenți. Deci dacă au susținere de la un partid parlamentar, atunci obligatoriu au. Restul se trage la sorți. Da, am înțeles. Da, vezi și mai puțin bune. Doi soți au fost găsiți decedați în propriul apartament, în monoxid de carbon. Mare atenție! Întotdeauna încerc să vă previn, vine iarăși anotimpul friguros, știm, se mai fac improvizații de tot felul și pentru căldură și iată unde se ajunge la tragedii. Da, și sigur că da, multe alte titluri pe care o să le puteți citi mâine. Haideți să revenim la președinții noștri sau la candidații de președinți, că nu pot să iasă toți, și să vedem cum mai stăm. Tir concentrat asupra lui Barna, în mod acum constant. Nu știu care, prietenii de la PNL sau prietenii la PSD sau toți prietenii, că cam toată lumea cu turnurile pe Barna, începând de la presă, toți, și ziariști și partide,
Ceea ce îmi dă de gândit un pic că au apărut toate chestiile astea acum, că eu nu prea cred în coincidență, în politica mai ales, și tare mie că e un soi de lucrătură. Acum, eu nu sunt vreun soi de fan de-a lui Barna să zic eu că e îngeraș sau că e nevinovat, dar mi se pare perioada asta când au apărut toate aceste dezvăluiri, pseudo-dezvăluiri, cam ciudată. O luăm logic. E un om care a lucrat în mediul privat. Un om care da, cu binele și relele care impozitele și-a făcut treaba. Îi recent intrat în politică, iar principalul mesaj care îl transmite îi schimbarea vechei clase politice. Și aia cu fără penal. Și aia cu fără penal. Care și-a dat în cap cu ea acum. Că păi nu s-a dat în cap. Păi nu, dar acum a zis lumea, bă, stai un pic. Dar el nu e nici condamnat penal, nici martor în vreun dosar, nici acuzat. Dar până se lămuresc astea, eu zic pe cetea lumii, nu? Nu, asta a fost prezentat în presă, însă DNA au declarat foarte clar. Dan Barna nu este inculpat, nu este acuzat în niciun dosar, nu este implicat în absolut nimic. Eu nu spun și nici nu sunt în măsură eu să hotărăsc dacă are vreo vină sau vreo culpă sau nu. Eu zic că cum gândește lumea prin prisma sondajelor, adică da, căderea oarecum semnificativă. Și sondajele pe care noi le-am văzut în ultimul timp, unde l-a arătat pe Dan Barna coborând în cu câteva procente. De fapt a fost acel moment de probabil tristețe, nesiguranță, însă din ultimele sau ultimul sondaj care noi l-am făcut recent, care nu a inclus și diaspora, Dan Barna este în creștere și încrederea crește în continuare. Vă dați seama că ei, cum a spus și dumneavoastră, e foarte ciudat că candidatul de pe locul 3 îi atacat de toată lumea, da, nu cel de pe locul 1 sau de pe locul 2. Da, asta e, de-aia zic, mă rog, însă e ciudățenia. Da? Inevitabilul se întâmplă într-o formă sau alta, pentru că noi ca și Dan Barna este vocea unei generații prin faptul că este candidatul Alianței USR Plus. Iar noi ca și generație ne dorim schimbarea. În mod inevitabil lucrurile se vor schimba. Vedeți numai că aceste voturi și simpatie care vine pe val de emoție, e tot așa se poate și duce tot pe val de siguranță. Adică partidele astea mari, cum e PNL, PSD, au niște structuri. Acolo e mai greu să mergi pe emoție și într-un sens și în altul. La voi e mai sensibilă puțin treaba. Intră Varna în turul 2? Cam ce procent? Noi zicem că da, intră în turul 2. Va fi la o diferență de Eu zic că cel care trebuie să intre în turul 2 trebuie să facă peste 20%. Da, cu siguranță. Deci cu siguranță. Are peste 20%, adică va avea peste 20%. Noi suntem încrezători că va avea peste 20%. Și la europarlamentare era oarecum tot aceeași discuție. Păi nu o să luați peste 20% și am luat peste 20%. Da, ați luat bine, într-adevăr, chiar și în municipiul satului. Voturile din diaspora contează foarte mult. Acum, la diaspora, dacă nu se poate vota, cine va fi de vină? Domnul Nadia, dacă mai văd iară clișeul ăla că nu se poate vota în diaspora, atenție, acum ai... secțiile de votare în diaspora. Acum ai la guvernare PNL-ul. Fiecare 100 de persoane care cer secții de votare, Ministerul de Externe era obligat să facă secții de votare. Deci acum nu mai există... Bun, dar să zicem că intră Iohannis și Barna în turul 2. Cine va huidui acum că nu poate vota în diaspora? Asta aș fi eu foarte curios. Pentru că sunt voturi oarecum... Deci diaspora clar că nu votează cu PSD-ul. E evident. Okay, deci voturile din diaspora... Cauza lor au plecat România exact. Deci voturile alea din diaspora sunt oarecum între Barna și Iohannis. Acolo sunt... Acolo e... Bun, o să voteze probabil și cu paleologul, dar eu zic că acum bătăliile mari. Iohannis l-am văzut în sondaje 38-42, până la urmă... Dublu față de fiecare candidat de pe locul 2. Deci oricum dublu. Asta spune multe, da. Este președintele care a ținut steagul democrației sus în ultimii 5 ani la atacul masiv al PSD-ului asupra României întregi, putem spune. Nu numai asupra justiției, asupra economiei, asupra României întregi, asupra tuturor cetățenilor. Cu toate declarațiile pozitive pe care ei le fac, cu mări de salarii, cu creșteri, cu
Nu se vede absolut nimic din toată această chestiune. Și Klaus Iohannis... Păi nu se vede nimic, dar nu se vede nimic nici de la domnul președinte Iohannis. Că nu te poți duce în America să primești o șapcă, trebuia să iei vizele. Dar nu putem lua vizele în momentul în care toată justiția era făcută ferfeliță, o grămadă de indivizi care nu aveau ce căuta în libertate circulă pe străzile României, până la urmă Statele Unite își protejează cetățenii. Păi da, nu știu dacă sunt mai breși polonezii sau... Da, mă rog. În momentul în care MCV-ul s-a disjus față de Bulgaria, care și ei nu sunt mai breși ca noi, dar totuși au făcut anumite lucruri și sau cel puțin au ținut aparențele. Noi nici măcar atât n-am făcut. Așadar, oricum dublu față de al doilea. Nu se pune problema de intrare în primul tur. Cine-i, să zic așa, potențialul candidat în turul 2 al președintelui? Sunt trei potențial candidați după mine, după părerea mea. În ordinea șanselor? În ordinea șanselor, cu toate că nu-mi place să recunosc, este Viorica Vasilica Dăncilă. PSD-ul totuși este o forță. Având în vedere structura de partid, cu toate rânile pe care le-a suferit, oamenii aceia încă mai luptă și cred în șansa lor. Deci de aici pornim. Într-adevăr, vor fi dezavantajați de votul din diasporă, dar votul din diasporă nu aduce mai mult de 3% pe global pentru toată lumea. Deci dacă ei reușesc să crească peste acel 3% din diasporă față de candidatul de pe locul 3, au șanse să intre în turul 2. Ei dau prima șansă că va intra. După aceea să nu uităm de creșterea spectaculoasă în ultima sondaj al lui Mircea Diaconu. Pot să fac o figură frumoasă. România este nostalgică. Să nu uităm că culoarea portocalie a venit la putere exact după Revoluția Portocalie din Ucraina. Poate sunt. Reușim să creăm o emoție. Este un actor, da. Un actor. Care a câștigat. Și poate acea emoție, niște filme cu Ardeleni și Petrolul, așa, vor reuși. Are o șansă după ultimul sondaj de opinie, unde este pe locul 2. Imasu, pare mi s-a făcut acest sondaj de opinie. Da, e într-un sondaj, acum nu le mai știu toate, dar într-un sondaj e într-adevăr pe locul 2. Și cel de-al treilea candidat care are șanse să intre în turul al doilea de pe locul 2, bineînțeles, este domnul Barna de la USR, care... cu aceste scandaluri și cu începerea scandalului de la Rise Project, dar nu numai, a început să scadă în sondaje. Acum, indiferent ce zic colegii, unele sondaje făcute chiar de USR îl dădeau pe locul 3. Nu îl dădeau favorit pe locul 2. Iar scăderea este substanțială din punctul meu de vedere, pentru că de la cel 21% cât avea la începutul campaniei electorale sau în pre-campania electorală, a ajuns undeva la 16-17%. Nu știu activul acesta de partid al USR-ului, care nu are structură în toată țara, se bazează pe marile orașe unde există acei corporatiști. Da, în marile orașe au cam bătut. Unde există acei corporatiști, nu în toate marile orașe. Și în satul mare au bătut, și nu e mare oraș. La 200 de voturi, așa este. Există acei corporatiști care au o altă viziune despre această viață, care România nu este țara corporatiștilor, nu are viziunea corporatistă. Omul de la țară, simplu, are viziunea tradiționalismului românesc care vine din istorie. Acest lucru nu se va putea schimba. Iar structurile acolo jos, ei nu le stăpânesc și nu le au. Dar, sincer, cel mai mult v-ar conveni să intre Dăncilă în totul doi, nu? Da. Că e clar. Eu am mai spus, nu știu dacă e campanie electorală, dar nu mi-a dat PNL-ul bani. Părerea mea că Iohannis câștigă. Măcar în cazul acesta o să putem face o emisiune Ai Umor într-o dezbatere de Dăncilă și Iohannis. Deci nu cred că va, sau poate atunci va fi dezbatere, că Iohannis de Dăncilă n-are de ce să fie frică și poate atunci va face dezbatere. Dacă nu știu. Că oricum cam 5 ani n-a avut niciun interviu serios, domnul președinte. Adică avea numai declarații de presă, este un alt fel cu poezia. Este un alt fel de președinte de care ne-am obișnuit noi, după 10 ani de Băsescu, care la orice... Ok, dar să fii președinte, să nu ai un interviu serios în 5 ani. Nici Donald Trump n-are un interviu serios. Cine? Donald Trump. Și este președintele statului. Donald Trump face show în fiecare... Asta este că face show, ca și Băsescu. Okay. Dânsul este un alt fel de președinte, un președinte care s-a pliat pe Constituție. Prerogativele sale au fost foarte, foarte mult ciuntite de către PSD. Până la urmă, imediat n-avea niciun prerogativ dacă mai era PSD-ul decât să-și pună poza și atât. Deci,
asta un pic poate deranjează după... Bine, nici asta nu mi se pare foarte ok cu vreau guvernul meu, vreau că până la urmă nu e bine ca puterea să fie într-o singură parte. Asta zic, sigur, pentru PNL e bine. Eu zic din punct de vedere democratic. Adică nu știu dacă chestia asta o chestia democrației ca toată puterea să puterea, fie în puterea concentrată în mai multe mâini, așa cum a fost președintele Iohannis, nu se poate fi acuzat că nu a numit un premier, chiar trei premieri ai Partidului Social Democrat. Din păcate, Partidul Social Democrat a demonstrat incompetența pe toate nivelurile. Acum, haideți că și președintele acesta dorește să mai facă ceva în interiorul țării. Pentru că pe exterior, eu zic că și-a făcut foarte bine treaba, a păstrat imaginea României ca și o țară democratică și bine ancorată în democrație. Iar ca să faci ceva pe interior, îți trebuie guvern. Îți trebuie un guvern care colaborează cu președintele. Asta era și prerogativa lui, politica externă. Și corect, dar... O altă prerogativă de care n-a ținut seama era medierea între partidele mediere, politice. Acolo el mediere, a fost blană PNL. Bine, nu că ceilalți ar fi fost altfel, da. Este așa un fel de... Nu știu în ce măsură un candidat provenind dintr-un spectru politic, poți să facă așa un fel de mediere. Nu poate, eu zic că e ipocrizie asta. E foarte mare ipocrizie. Ipocrizie ca și la prefect. Adică nici la prefect nu poți să le spui că tu ești apolitic. De mâine te-am numit prefect și gata, eu nu mai te cunosc. Deci asta e un soi de ipocrizie. Am văzut că e pe un trend ascendent. Iarăși, eu mă uit la sondajele astea. Paleologul, doar că calculând așa, matematic vorbind, intenția de creștere cu termenul alegerilor, nu. Deci, nu știu dacă mai durea încă două luni campania noi și creștea uitam, așa, poate. Noi dacă ne uitam la sondaje, noi înainte de europarlamentare puteam să mergem acasă, să închidem și să ne culcăm, da? Toate sondajele ne dădeau atunci cu maximum, maximal era 3%, da? Bun, ok. Deci pentru, pentru europarlamentare, pentru europarlamentare trebuia să depășiți 5%, pentru prezidențiale nu va ajung să depășiți 5%. Nu, dar lucru, și atunci toată lumea spunea 3%, maxim 3%. Deci am știut unde este. Noi în interiorul partidului am știut unde ne va fi procentul. Între 5 și 6%. Ei spun acum... Bun, și acum unde voi? Deci acum spun în felul următor. În ultimele zile vom vedea. Deci vom vedea. Noi așteptăm încă în acea dezbatere între candidați. Deci acea dezbatere... Aia nu mai are când. Păi, aceasta e cea. Asta azi e, joi, poate să mai fie mâine. E, mâine, singur, mâine, e ultima zi. Mâine e ultima zi de campanie. Astăzi am înțeles că la 8:30 este ceva, sau la 8 la Digi. Cu 6 candidați. Cu 6 candidați e și președintele? Nu. Nu pot să confirm. Deci undeva pe Europa FM este... Da, Europa FM a generat. Europa FM, da, este Paleologul, Hunor, Varna și Diaconu. Deci, mă rog, dar de ce, Dăncilă de ce nu merge? Dar nu știu, ea e ocupată poate cu predarea guvernului. Și Iohannis e clar că nu merge, că n-are niciun interes. Dar Dăncilă, pe Dăncilă cred că ar fi ajutat-o. Nu știu dacă a ajutat o dezbatere cu... Nu știu. O dezbatere. Nu mai, ce să, nu mai știu ce să zic. Bun, deci... Eu asta spun, sigur, europarlamentarele ați depășit 5%, doar că acum nu ajung acele procente pentru a intra în turul 2. Deci noi, a spus, noi nu mergem pe sondaje, noi mergem pe ceea ce știm că poate candidatul, ceea ce a făcut candidatul. Deci el, dacă nu a avut cu cine să facă dezbatere, el a vorbit și a vorbit cu cetățenii. Cine intră în turul 2 în afară de Paleologul, deci tu pe cine vezi? Deci, nu vorbim de Paleologul. Nu vorbim, eu zic că Dăncilă. Ei au cea mai bună structură de partid, activul de partid. Deci, da. Cine intră în turul 2, Radu, da, în afară de Barna. Da, eu sper să intre, deci, Paleologul. Dăncilă. Dăncilă. Ori Dăncilă, ori Barna. Am înțeles. Deci, da, după sondaje cam așa. Acum, mari, te-am atât spectator, mâine e ultima zi de campanie electorală. Acum, mari chestii, eu zic că nu prea se pot întâmpla. Răsturnări prea mari și prea spectaculoase. Da. Oricum, rămâne de văzut. În momentul în care Barna nu intră în turul 2, USR Plus a discutat în organizație pentru a susține pe cineva? Nu s-a discutat. Fiecare membru va decide pe cine să susțină.
Adică se lasă la latitudinea. Da. Ce gen de electorat credeți că veți avea în plus în turul 2? De la cine? De la susținătorii cui? Kelemen Hunor. Kelemen Hunor. Sigur, așa se întâmplă și Bun, așa a fost și în 2014. Și de la altcineva? Că totuși alea sunt 5%. Da. USR-ul, o parte din... O parte din USR, USR e clar că... Au o gândire de dreapta. Mai ales dacă au o gândire de dreapta, e clar că nu o să voteze USR-ul cu USR-ul este un amalgam de programe. De la stânga la dreapta e combine pe acolo toată lumea. Deci cu gândire de dreapta de la USR, eu cred că vor vota Klaus Iohannis. Dacă nu intră Dan Barna... Am înțeles. Și cred că aveți un aliat și în PMP. În turul 2. Și PMP-ul. Pentru că așa spune că s-a discutat la... La noi s-a discutat de... Da. Dacă nu. Dacă nu. Dacă nu intră Falelogul. Dacă intră Falelogul, nu Da, atunci susține, iată, USR-ul vă susține și... da. Iată că îmi spune colegul Vlad, Europa FM a trimis invitații pentru dezbatere tuturor candidaților, dar până acum și-au confirmat prezența doar Barna și Paleologul. Au confirmat că vor merge la acea dezbatere de care vorbeam. Da. Sigur, dezbaterile sunt interesante și atunci putem vedea de ce, sau numai când îi vezi față în față, că așa, vă dați seama că fiecare... sau susținătorii că consideră cel mai bun, asta e ca și copii, a meu e cel mai frumos, deștept și așa mai departe. De ce Barna? Să le mai explicăm o dată. Așa cum am mai spus, Barna este un om tânăr, vine din mediul privat, practic fiecare dintre noi știm că vechea clasă politică ne-a promis de 30 de ani lucruri și uite unde, în ce situație suntem. Comparativ cu celelalte țări din vest unde dorim și noi să ajungem, practic alea ar fi aspirațiile noastre. Este un om care nu a trăit în bula politicianului sau a bula omului pus pe funcții, implicit înțelege problemele societății, s-a evit și el de aceleași probleme ca și noi și este persoana potrivită care să aibă atât empatie cât și dorința de a, de a lupta pentru noi toți, pentru cetățeni. Da. Odată cu curentul USR, era normal ca să apară și lideri precum Dan Barna. La scorul la care l-ați luat la europarlamentar, era normal să aveți candidat. Dacă UDMR-ul, de exemplu, candidează din, cum spunea colegul de la UDMR, din 96 cu 5%, că ei știu că sunt cam acolo, era normal ca exact. A treia forță politică după rezultatele de la fără structuri de partid, fără intimidări, fără oameni angajați pe funcții, fără oameni susținuți politic. Da, aici cred că l-ați deranjat un pic pe domnul președinte, care s-ar fi așteptat ca dreapta fiind să-l susțineți tot pe el. Domnul Nadie, e foarte clar că e cel mai încărț candidatul. Să le explicăm telespectatorilor de ce Iohannis. Iohannis este singurul candidat care, pe lângă faptul că în ultimii 5 ani a ținut țara pe o linie democratică, dorește ca în acest mandat să se implice mai mult și în politica internă, astfel încât România într-adevăr să ajungă acea Românie normală care, de care ne așteptăm toți. Este candidatul cu cea mai puternică pregătire, fiind vorba și de faptul că a fost un mandat președintele României. Ba mai mult, credeți-mă că înțelege foarte bine toate aceste probleme și chiar de aceea a ales ca de această dată, în acest tur, în acest mandat 2 pe care îl dorește, să aibă o implicare declarativă, a făcut acest lucru, mult mai pregnantă în politica internă a României, astfel încât să pună la punct acele discrepanțe pe care le-a creat PSD-ul. Este un candidat care are sprijinul cancelarilor europene, fără de care nu o să putem guverna niciodată și nu o să putem aduce țara acolo unde ne dorim noi. Este un candidat agreat, ba mai mult, face parte, zic eu, chiar și din elita politice europene în acest moment.
Pentru că a fost într-o vreme vehiculat că va fi președintele Comisiei Europene după Donald Tusk. Da, avea ceva sau erau propuneri. Deci sau oricum, este un om care are deschidere la cancelarele europene comparativ cu toți ceilalți candidați care astăzi există pe spectrul politic și candidează la aceste alegeri. Da, de ce paleologul? De ce paleologul? Primul rând, de ce nu este, pentru că nu este membru de partid. Nu are nicio, nu ar avea nicio afinitate cu nici un partid. Ar fi omul care ar putea să facă medierea între partide, pentru că noi de asta ducem lipsă de mediere între partide. Vin ai noștri, pleacă ai voștri, vin ai noștri, schimbăm tot, tot ce a început cineva, nu putem să continuăm, că totul este rău. E antreprenor, nu e legat la banul public. Deci el, în momentul în care nu a mai fost deputat, și-a făcut un business al lui, dar fără să fie legat la banul public. Deci businessul lui e produs de el, fără să-și ia de la nimeni nimic. Are experiență și ca și diplomat. Fiind ambasador, de ce efectiv cunoaște și diplomație, știe ce înseamnă să ai relații și să-ți păstrezi relațiile externe care le avem. Da. V-am mai întrebat, dar acum suntem oricum pe ultima sută, poate mergând pe teren v-ați mai schimbat opiniile. Procentul de vot în Satu Mare, în județ. Participarea la vot? Da. 40%? 30? 40. Către 40%? 38? 38-40%. Acum, într-o oarecare măsură, 1-2% va fi înlățată și de vreme, dacă va ploua și va fi vreme urâtă. Probabil, într-o oarecare măsură, vom avea o prezență mai puțină, dar eu preconizez așa, unde între 42% se vor prezenta dintre sătmăreni. Din păcate, Satu Mare totdeauna a fost un județ care totdeauna a fost acolo este codaș cu prezența la vot. Dar un 42%, locuri, eu zic că se vor prezenta. Da. Undeva la 40%. 40%. Da, 40% pentru un județ ca Satu Mare e un procent bun, având în vedere mare atenție că foarte mulți din cei înscriși pe listele electorale nu se mai află în țară. Deci probabil vor vota în diaspora, dar ei nu sunt monitorizați ca fiind votanți sătmăreni. Și avem mulți plecați. Deci 40% ar fi, zic eu, un procent bun. În următoarea perioadă va fi foarte sensibilă, sau mă rog, a fost deja sensibil, dar încă sondajele n-au apărut, instaurarea noului guvern. Pe cine a ajutat faptul că a trecut noul guvern? Practic pe noi cetățenii ne-a ajutat că a trecut noul guvern. Nu, zic între candidați. Cine între beneficiază? Candidați? Da, că nu, încă n-au apărut sondajele după investirea noului guvern. Cineva sigur a câștigat puncte. Viorica Dăncil acum poate să pozeze în victimă, poate că asta, da, și asta e o chestie sensibilă. Mă, da, gândesc că ea e singura persoană care are ceva de câștigat. Ea e singurul prin victimizare, da, care, da, la, da, noi ține, merge. Da, da, da. Domnul Năr, cine a câștigat după investirea guvernului? Zic ca puncte, ca procente electorale. Cred că există un câștigător. Din punctul meu de vedere, a câștigat democrația în România. Guvernul Orban totdeauna a declarat că una din prioritățile sale este organizarea unor alegeri, toate care vin de acum încolo, curate și cinstite. Deci nu cred că există un câștigător anume în această chestiune. Nu se ia ca o victorie. Acum, sigur, la noi există chestia cu victimizarea de care spunea, există, și da, care s-ar putea să atragă voturi. Mai există o chestie, se știe că Iohannis are un aport foarte mare în acest este nou guvern. Și mai există o chestie a românului că îi place să meargă cu câștigătorul. Deci, din punctul ăsta de vedere, s-ar putea să aibă și Iohannis de câștigat niște puncte procentuale. Acum există o posibilitate, nu zic nu. Asta rămâne de văzut, așa cum a zis dumneavoastră, ultimul sondaj care se va da, da, publicității, să, da, să vedem unde au dus candidații. Eu sunt foarte curios și vreau și părerea dumneavoastră. Narcis, există un câștigător? Primul câștigător e poporul român, a reușit totuși să scape de o perioadă neagră. Dacă cineva poate să adune puncte procentuale de aici, eu zic că președintele Iohannis poate să adună și tocmai de-aia a fost la investirea guvernului, a fost la prima ședință de guvern,
Lumea l-a văzut acolo. L-a perceput bine. Acum lumea oarecum știa că el e artizanul, să zic așa. Dar, era voința lui, în primul rând. Și românii, de obicei, românilor le place să voteze cu câștigătorul. Deci el, el poate fi singurul beneficiar. Deci victimizarea nu cred că ține aici. Deci eu sunt de părere că aici nu ține victimizarea. Oamenii au văzut... Nu prea plâng de milă. În 2014, după confruntarea între Iohannis și Ponta, având în vedere că Ponta a fost așa de agresiv, a sensibilizat atât de multă lume încât, uite, rezultatul. Da, a fost aroganța, da, a fost agresiv din punct de vedere al mesajului, felul în care a vorbit cu președintele Iohannis, care pe foarte multă lume a deranjat. Da, sunt chestii sensibile. Deci, eu zic, nu, n-are cum, pentru că anul trecut au fost 40, nu, acum 3 ani de zile a fost 40%, da, 46%. PSD. Da. Ei, acum a fost deja 20%. Nu mai poți să te duci la omul ăla care ei a pierdut 20 și ceva la sută din electorat. Omul ăla, nici cum acum nu o să plângă de milă și o zică, vai ce ți-au făcut. Ideea era că cumva să-și mobilizeze electoratul lor ca să iasă mai mult la vot sau să nu știu dacă ăsta cum zice. Deci electoratul lor vor, nu vor, îi mobilizăm. Problema a fost acum 3 ani jumate, când pe studii, pe cercetări sociologice s-au votat 500.000 de persoane electorat de dreapta. Votați tot timpul de dreapta, atunci au votat pe cel program de guvernare a PSD-ului pentru promisiunile care le-au primit. Da. Deci nu știu dacă vedem, mai o dată. Suntem, mai pot ei fenta o dată. Da, suntem pe final de emisiune. Vă rog mesajul pentru telespectatorii noștri și cu îndemnul de a ieși la vot și sigur că da, să voteze candidatul pe care îl susțineți. Vă rog să precizați și numărul de pe buletinul de vot a candidatului, dacă îl știți, sper că îl știți. Încep eu. Da, începe-te. Duminică avem șansa să votăm un om tânăr, un om care vine din mediul privat. Va fi practic primul pas pentru o schimbare fundamentală a clasei politice și această schimbare vine odată cu Dan Barna și Alianța USR Plus. Dacă Dan Barna va intra în turul 2, PSD va suferi o înfrângere pe care probabil nimeni nu s-a așteptat vreodată, sau cel puțin în ultimii 30 de ani nu s-a așteptat nimeni vreodată ca PSD să nu ajungă în turul 2, iar pentru ei va fi începutul declinului. Iar pentru generația noastră, generația tânără, este un nou început, iar practic de acum încolo avem șansa să dăm o direcție acestei țări, acea direcție pe care ne-o dorim cu toții. Dacă nu apare o clasă politică nouă, probabil în următorii câțiva ani de zile vor mai pleca încă un milion de oameni tineri, poate 2 milioane de oameni tineri din România și rezultatul mai departe, cred că cu toții îl putem anticipa. Da, mulțumesc. Duminică avem ocazia să readucem normalitatea în această țară, o normalitate care în ultimii 3 ani de zile a fost călcată în picioare și dusă în derizoriu de către guvernele PSD care au succedat în această perioadă. Duminică, candidatul de pe poziția 1 de pe buletinele de vot, Klaus Werner Iohannis, este persoana care poate să aducă această normalitate unde toată această țară poate regăsi acea normalitate și liniște de care avem noi nevoie și inclusiv prosperitatea după care tânjim noi toți. Da, mulțumesc. Duminică, sunteți așteptați să mergeți să vă exercitați dreptul la vot, un drept fundamental câștigat acum 30 de ani de înaintașii noștri. Dacă doriți o schimbare, acea schimbare vă poate fi oferită de Teodor Paleologu, un om neimplicat politic, dar un om pregătit, un antreprenor, un diplomat. Duminică sunt așteptați să votați poziția 2 pe buletinul de vot. Da, mulțumim invitațiilor.
Sigur că da, vă doresc succes tuturor, nu puteți să-l aveți cu toții, dar cu siguranță ne vom mai vedea în alte campanii electorale când va fi vorba chiar de invitații noștri pe anumite funcții. Vă mulțumim dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost ca de obicei alături de noi. Sunt Victor Constantinovici și vă doresc în continuare o seară plăcută.